Un joc controlat de ASEA cu avantaj pe tabela de marcaj după golul lui Ivan Gonzalez, cap la colțul lung din cornerul lui Brandan și o defensivă care a ținut adversarii departe de poarta lui Viciu. Dar și o neatenție pentru un punct în loc de trei. Roșalbaștri au trecut pe lângă golul victoriei în mai multe rânduri, așa că la final tabela arăta 1-1. A fost un meci greu împotriva unei echipe care luptă la retrogradare. E foarte greu să învinge această echipă. Dacă nu ratam așa mult, plecam cu trei puncte. Așa am luat doar un singur punct. Am ratat două mari ocazii. În Liga 1, meciurile sunt echilibrate. Iar dacă ratez două ocazii mari, mergi acasă cu doar un punct. Trebuie să lucrăm mai mult. Vine pauza competițională și vom avea timp să lucrăm. Mai avem de muncă până la finalul campionatului. Acum avem și mulți jucători accidentați. Când vom avea lotul complet, putem face mult mai bine. În acest moment, cred că Astra este favorită la titlu. Totuși este un campionat echilibrat. Ne putem bate la titlu. Cred că sunt echipe aflate acum în play-off și care pot ajunge în play-out. Se poate întâmpla orice până la final, a declarat Cristiano Bergodi, de antrenor a Seattle Gumureș. Echipa pregătită de Cristiano Bergo încheie turul de campionat pe locul 6 cu 19 puncte, 4 victorii, 7 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri. Antrenorul italian a folosit următorul 11. Viciu Velaioș, Gonzales, Bejan, Balic, Mureșan, Brandan, Pedro schimbat cu accent în minutul 83, Dedov schimbat cu Hanca în minutul 77 și Romario Manolov. Campionatul se întrerupe pentru jocurile echipei naționale în prima etapă a returului ASEA jucând la Dinamo.